Când vine vorba despre taxe și impozite locale, mare parte dintre câmpinenii vâstnici devin conștiincioși. Astfel, la început de an, aceștia vin la Direcția Economică pentru a-și achita dările către stat. S-a mers bine. Bine în sensul că am reușit să nu formăm cozi, coborând ca de fiecare dată de sus de aici către caserie câte un om sau doi pentru a merge pe nivel maxim de casieri, stabilind astfel sume în medie cam 50.000 de lei, 60.000 de lei pe zi, adică 500 de milioane, 600 de milioane lei vechi. Principalul motiv pentru care cetățenii se grăbesc să își achite dările către stat reprezintă bonificația de 10% acordată în cazul celor care plătesc taxele și impozitele locale până la data de 31 martie. De anul acesta și persoanele juridice beneficiază de această reducere. Au timp să vină să achite suma integrală bonificației consistentă, ținând cont și de nivelul unei eventuale dobânzi dacă banii s-ar păstra pe parcursul unui an întreg. Ca element de noutate pentru anul 2014 este de menționat bonificația care se acordă și la persoane juridice. Este o noutate, nu s-a mai întâmplat asta. Să sperăm că va fi benefică pentru ei, vor avea lichidități și vor plăti pentru a beneficia de ea. Vom vedea asta la finele trimestrului întâi al anului 2014. Programul casieriei de la Direcția Economică a Municipiului Câmpina este de luni până joi între orele 8:16 și vinerea între orele 8:13:30.